premierul Dencil, lăsat balt de eminena ce nu e a PSD. Ce s-a observat la Comisia Națională pentru Trecerea la Moneda Euro? Premierul Viorica Dencil a condus, joi, prima subliniere din ca conducerii Comisiei Naționale pentru Trecerea la Moneda Euro, printre cei care erau a subliniere Teptace fiind sublinierei consilierul de stat al premierului, Darius Vâlcov, condamnat în prim instanț la 8 ani de închisoare. Este un moment important care se referă la un proiect de car, un proiect care trebuie să reunesc în jurul lui toate forțele sublinierei. Cred ce putem să ne punem toți semtura pe al treilea proiect de car al României după NATO sublinierei aderarea României la Uniunea Europeană. Cim se vă prezint ordinea de zi a primei subliniere din cea Comisie Națională cu un cuvânt de deschidere, rolul sublinierei a subliniere teptrile de la Comisia Națională, prezentat de primul ministru, mesaj al presubliniere dintelui României, opinii despre rolul Comisiei Naționale, membrii conducerii Comisiei Naționale, Academia Român sublinierei Banca Națională a României, diagnoza criteriilor de convergent pentru adoptarea monedei euro, Aura Sokol, expert independent, dezbateri, propuneri privind activitatea viitoare a Comisiei Naționale, regulamentul de organizare sublinierei funcționare al Comisiei Naționale, diverse, secretariatul Comisiei Naționale, stadiul constituirii Comisiei Naționale sublinierei constituirea grupurilor de lucru tematice, a spus Viorica Dencil la începutul subliniere din cei conducerii Comisiei Naționale pentru Trecerea la Moneda Euro, potrivit Mediafax. Ministrul Muncii, anuncocant în scandalul salariilor, bugetul de stat nu îi permite aceste creșteri subliniere T. La subliniere din că au participat, printre alții, guvernatorul BNR, Muguris Rescu, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, sublinierei reprezentanții ai partidelor politice parlamentare. La masa din sala de subliniere din ce era pus o pelecuc cu numele lui Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului Viorica Dencil. Vâlcov nu sosise la subliniere din până la finalizarea oportunicilor de imagini. Fostul ministru al finanțelor, în prezent consilier de stat al premierului Viorica Dencil, Darius Vâlcov, a fost condamnat pe 8 februarie de instanța supremă la 8 ani de închisoare. Decizia judecătorilor nu este definitivă.